Da, bă, dar frumoasă e priveliștea asta de dimineață, chiar arată bine locul ăsta, chiar e frumos la bunică, salutare Sel, dar hai să mergem acum să ne luăm și noi o bună dimineață la, de la maica sa mare, de la Dariusel, să vedem ce face și Dariusel, chiar sunt curios ce face, că vreau să mergem în oraș prin astea, să rămână, ce faceți, cum sunteți? Bună dimineața, tinere, ce faci, ești bine, ți-este foame? Da, eu sunt bine, mi-este foame puțin, dar prima oară mă duc la Dariusel, vreau să vorbesc cu el și revin imediat, aveți puțină răbdare. Mamă, hai bă, ce facem ăsta, ia să mă duc la el, bă, Dariusel, cioc, bă, nu ești mă pat, mă, unde ești mă, la calculator? Unde e mă ăsta? Dar eu unde te-a ascuns, mă? Ia, o fi în gunoi aici? No, nu e, n-are ce să cautem ăsta. O fi la baie, mă, cred că e la baie, asta ajung la baie. Dar eu le cioc. Dar eu unde a plecat mă ăsta? Mamă, ce bine arată. Bă, dar arată bine, rău, bă, arată bine în dimineața asta, chiar sunt frumos. Bă, unde fi mă, dar eu asta e să întreb pe bunică sa, dar nu mi-a zis nimic când am urcat aici sus, dar hai să mă duc acum. Să întreb, bă, ce face dar eu să rămână, dar eu unde este? Că nu știu unde s-a dus, adică dumneavoastră trebuie să știți că nu e în casă, nu e nicăieri, m-a dus la baie, nu e nicăieri, nu e nici pe la mine, prin cameră. Nu e absolut nicăieri, nu l-am văzut. Unde e? E afară? Unde e? Cum adică? Nu s-a spus Dariusel unde e? Păi nu mi-a spus Dariusel unde e. Ce trebuia să știu? Unde e Dariusel? Dumneavoastră trebuie să știți atunci. Cum adică? Unde e Dariusel? Sper că nu s-a întâmplat ceva rău cu el. S-a angajat la restaurantul din apropiere, sunt foarte mândră de el, poți să te duci să-l vizitezi după ce mănânci. Cum adică s-a angajat Dariusel? S-a angajeze? Nu e cam mic pentru asta? Băi, foarte tare pentru asta, dar cum adică s-a angajat? Eu nu cred așa ceva, sincer. Restaurantul de apropiere, cred că dinner ăla, nu? Și legătură, da, o să mă duc să mănânc acolo, nu mai mănânc aici, nu vă stresați să-mi faceți mâncare. Vă mulțumesc oricum pentru toate astea, dar mă duc acum la el, la Dariusel. Bă, ce faci mă ăsta, bă, s-a angajat Dariusel? Bă, dar chiar sunt curios, unde s-a angajat mă ăsta, mă? Dariusel s-a angajeze, pe bune, are 0 ani, Dariusel. Hai să-mi parchez și o bicicletă asta, dar chiar sunt curios, bă, Dariusel, mă, să se angajeze, n-o mai cred. Bă, uite-l, mă, poți Dariusel, mă? Stai să-mi puțin așa. Da, bă, da, bă, Dariusel, ce faci, mă, te-ai angajat aici la restaurant, mă, Dariusel, te-ai angajat? Bă, Dariusel? Bun venit la diner, uitați, aveți aici o carte cu meniul. Ce carte cu meniul? Bă, ce faci mă, Dariusele? Vă rog să-mi ziceți ce vreți să comandați și după luați o masă și... Ce așa ciudat mă, Dariusele? Eu o să vorbesc ce? Cu șeful. Am înțeles, du-te și vorbește cu șeful. Ia, ce meniu aveți? Ia meniu, burger, 10 lei burgerul. Mă, cartofi 7 lei? 7 lei cartofi. Salată 12 lei, carne 8 lei, omletă 6 lei, suc 4 lei. Mă, bă, cred că aș vrea, nu știu, o omletă așa de dimineață. Nu, hai că mi-am niște un burger cu niște cartofi. Nu, îmi iau o salată cu niște cartofi, o salată cu cartofi vreau. Da, hai să mă pun acum. Bă, ce așa ciudat, mă, Dariusel ăsta? Stai să mă pun aici. E ciudat rău de tot. Mamă, da, bună, salut. Ce ești? Nu știu dacă e băiat sau fată, dar în fine. Domnul Kellner. Alo. Bă, e ciudat, mă, Dariusel ăsta. Bă, Dariusel, da, ce faci, mă, te-ai angajat aici? Domnul, v-ați luat comanda? Da, vreau să-mi puneți, lăsați masa asta. Lasă-mă masa asta, bă, dar să le ce-ai, mă? Eu vreau o salată așa de dimineață, că sunt la dietă, cu niște cartofi. O salată cu niște cartofi și un mic suculeț, ceva. Puteți okay. Poți să-mi aduci, dar să le... Bă, dar să le... Bă, păi, ce să-mi comportăm așa, bă, dar să le... Și-a prea rolul în serios, le ia prea în serios rolul de angajat. Bă, ceea ce e bine, că nu mai e el așa toxic, dar, mamă, gata. Iată mă, ce facem ăsta? Bă, ăsta e Kellner, mă, sau e bucătar? Bă, ce facem ăsta? Ia stai să mă uit. Bună ziua. Cum l-ați angajat pe băiatul ăla acolo? Are 3 ani copilul ăla. Cum l-ați angajat aici? Ce facem, mă, Dariusel acolo? Chiar sunt curios. Ia stai să trag cu ochiul așa. Mamă, ce îmi place jobul meu, frate, că fac bani. Ia să gură că oricum nu o să vadă. Mamă, ce bine e că poți să mănânci pe gratis. Ia să și niște salată, miam. Hai că mă pun din nou la masă, bă, dar e ciudat rău, Dariusel, chiar nu știu ce se întâmplă. E ciudat totul și bucătarul ăla nu vrea să mă bage în seamă. Kellner, alo, mâncarea e gata? Kellner, m-auziți? Kellnerul, domnul Kellner. Ia stai să mă duc eu. Bă, e gata, mă, e gata, o mâncare, e gata? Nu, mai durează 5 minute. 5 minute, aoleo, păi mai bine plec de aici. Bă, da, eu n-am bani să plătesc, dar lasă că fac eu o schemă pe aici. Că e Dariusel totuși, da, n-am ce să fac, e Dariusel totuși. Ha, și dumneavoastră așteptați aici de foarte mult timp, nu știu, dar gata! Nu știu. Gata, în sfârșit, Dariusel, în sfârșit ai venit. Bă, salata, cartofi, bă, dar, bă, Dariusel, unde mi-arunci, bă, că, doamne, bă, e ciudat, e terminat rău, Dariusel, deci nu, n-am, hai să mănânc, ia să văd cât de bun ar fi asta, dacă ar fi bune, ia să vedem. Mamă, ce bun sunt cartofii ăștia, ia și salata, îți băgăm și niște salată la dietă, mamă, cât de tare e.
Ce, mă lași, mă lași să mănânc și eu? Vrei ceva așa, pe gratis la Moca? Cum adică, pe gratis? Avem o înghețată. Din partea casei? Mersi, bă, dar să le mai multe. Și eu, una asta o... O gogoașă, dar să le, nu știi să mai vorbești, gogoașă, o gogoașă. Care vrei, domnul, care vrei dintre astea două? Dintre înghețată și gogoașă, bă, da, un suc ceva, n-ai? Ți-am zis și de suc, stai puțin, nu parcă să ai și de suc? Sucul meu unde e, dar să le? Adun sucul ăla, bă. Bă, da, e terminat, bă, copilul ăsta, n-ai ce să-i faci, mă, dar să le, bă, da. Păi și-a rolul prea în serios, nu înțeleg, ce face Darusel? Darusel? Tu, gata, dar ce-ai făcut acolo? Nimica, uitați-vă și sucul. Și sucul, ce e ăsta, mă, bă, ce e ăsta, ce e ăsta, e bubble tea, ce e ăsta? Da, no, ia să văd, ia. Mamă, cât de bun e, bă, vezi că chiar bun. De ce vrei, domnul, înghețată sau așa? Păi stai puțin, tu, bă, Darusel, tu vrei să fac pe mine, tu îmi dai și înghețată după ce, după suc, după toate astea, îmi dai înghețată, ce îmi dai? Dă-mi gogoașă, nu înghețată, cum să o iau înghețată? Okay. Dă-mi gogoașă, așa. Înghețată mănânc eu. Da, mănâncă tu, Darusel. Bă, Darusel, dar îți dau ăștia voie să mănânci aici? La revedere. Bă, ce are, mă, ăsta? Băi, ciudat rău copilul. Băi, ce are, mă, Darusel, hai să mănânci gogoașa asta, că na, mamă, da, am mâncat pe cinste, sincer. Chiar am mâncat prea pe cinste aici. Bă, ce... Ce vreți voi doi? Ce facem asta? Două înghețe și burgeri, ok. Mă, ce are, mă, Darusel, e prea ciudat, mă, eu nu înțeleg pe Darusel. Bă, Darusel, vreau să... Bă, stai că n-am bani cum să ia nota. Stai, eu am vrut să cer nota acum și eu n-am bani. Cred că trebuie să fug de aici, ia stai să nu mă vadă. Plec așa, tip-til. Poftim! Da, ce, bă, dar... Banii! Dar Darusel, bă, vină puțin să vorbesc. Vino aici să vorbesc ceva cu tine. Darusel, eu n-am bani, trebuie să mă duc acasă să iau banii, mă aștepți? Nu, dacă nu veniți, chemăm poliția, ați înțeles? Bă, cum să chem? Bă, Darusel, cum să chemăm poliția? Stau în aceeași casă cu tine. Cum adică să chem poliția? Lasă că vin acum și să aduc banii. Vin acum și să aduc banii. Vorbesc cu killerul acum. Ce kill? Bă, hai că plec și nu mai dau nimic. A, în sfârșit am scăpat. Hai că mai aduc eu bani dacă e. Dă când să-i mai aduc mai eu bani. Hai că aduc fix lui Darusel, aduc și-am eu bani. Lasă că am mâncat și pe gratis, am păcălit o masă. Bă, dar era cam scump acolo, nu știu la ce restaurant, dar cred că l-o plăti bine. Chiar vreau să vorbesc cu Darusel când vine acasă, nu mai pășesc acolo, că e jale, dacă pășesc acolo, trebuie să plătesc, trebuie să fac alea, să mă duc la calculator acum să joc și eu ceva, bă, dar zici că e alt om, efectiv, eu nu știu cine e Darusel ăla de acolo, chiar nu-l recunosc pe Darusel de acolo. Hai că mă bag și aici să mă joc și eu să filmez, să mă joc un Minecraft, un ceva, mamă, cât de tare e, bă, dar arată mișto, bă, chiar îmi place la bunică sau aici, ha, bă, da, nu știu, chiar sunt curios când vine Darusel acasă să vorbesc cu el, că nu știu, nu se mai poate așa ceva. Mamă, sper să vină la cu bani, că dacă nu am încurcat să rog, mă dau ăștia afară, gata, nu mai am niciun job, nu mai fac niciun ban, gata. Hai că e bine, că n-am văzut șeful că a plecat ăla, dar sper să vină, mă, că dacă aflu șeful, gata, nu mai am niciun job și după nu mai am bani. Ha, cred că trebuie să iau o pauză, că deja m-am jucat prea mult în Minecraft, ce... Bă, dar eu servine la... Bă, ce faci, mă, la o... Hai că lasă că nu mai am nicio pauză, că nu mă dau de la calculator când vine ăsta aici. Mamă, ia stai că mă fac că nu mă aud, că nu alea, că mă joc. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă, dar eu să le lasă-mă să mă joc. Hai să vorbim. Ce să vorbim, mă? Ce? Ah, atunci la asta, taci, atunci la restaurant, bă, de ce a plecat, bă, mai făcut de râs? Eu să n-am mâncare și bă, acum ăla m-a dat afară. Cum adică te-a dat afară? Pe ce, mă? Bă, stai mă puțin, pe tu cum adică te-a dat afară? De ce te-a dat afară? Că n-ai plătit tu. Cum adică că n-am plătit, bă? Păi veneam și plăteam, dar Darusel, aveai bani aici, te duci și plătești tu, că suntem din aceeași familie, din astea, cum adică? Ce, mă, du-te, mă, de aici. Mă, Darusel, păi stai puțin, păi și tu, de, cum adică, tu nici, de unde știi că am fost eu, că parcă nu mă cunoșteai, eram acolo, zici că eram necunoscut, tu nici nu mă știai, parcă ce eram eu pentru tine, de cum adică, acum știi că am fost eu sau ce, de ce vorbești așa, ia ridică capul. Îmi jucam în rol. Ce dai, mă, mine, bă, ești nesimțit, de ce dai mine, bă, eu îmi jucam în rol, bă, ca să vadă la că îi place de mine, că na, că primesc mai mulți bani. Hai că primeai tu rol bani mai mult, dar să ne. Asta era pentru noi, bă, pentru bunica noastră, să ne luăm amândouă casă, să nu mai stăm la bunic mea. Nu mai din vina ta, nu mai suntem prieteni. Stai, Darusel, stai, așteaptă. Aoleu, bă, nu e bine, dacă era pe lăsăm și pe bunic să-l neștită, nu e bine, mă, dar stai că mă duc acum să-l împac din nou. Darusel, unde ești, mă? Bă, Darusel, unde ai plecat, mă? Unde ești? Bă, ce vrei? Bă, vino, stai să nu ne laudă bunică, dar vino sus, taci, nu mai plânge, că după se supără pe noi, Darusel, vino cu acea repede. Ia, hai să luăm un loc aici, ia un loc aici, stai să vorbim așa. Bă, Darusel, ce a fost în capul tău, de ce nu vorbeai cu mine? Ai zis ce, să-ți iei un rol, că ce? Dacă îmi jucam în rol să-l împrisonez pe ăla, să-mi dea bani, căci că dacă îl împrisonez eu, o să mă plătească mai mult. Și așa pentru bunica mea. Da, hai că te plătea mai mult. Păi și eu când vorbeam, dar când vorbeam acolo, când eram la masă, când vorbeam, erai doar tu cu mine, când ziceam să vorbești mai încet.
Tu de ce nu vorbeai cu mine? Au camere peste tot, bă, uite, tu n-ai văzut camera, că era o cameră. Bă, n-am văzut nicio cameră, bă, dar Răsele, bă, și stai puțin, fii atent, nu putem să rezolvăm cumva, adică că dacă ai zis că e pentru bunica noastră, ca să rămână singură, să o ajutăm și pe ea, să stăm și noi, liniștiți. Hai, dacă e să vorbiști cu ăla, să zici că n-a, îți pare rău și că o să... Păi nu, vin cu banii, dar ce, ce ți-a zis, te-a zis că te concediază, că ce, că nu, că da, nu le interesează? M-a concediat deja și nu le interesează. Mamă, dar Răsele, păi nu știu cum facem, bă, dar Răsele, trebuie să plătim înapoi sau ce? Îmi iau alt job, nu știu, poate mă duc acolo, că era un camionist și... Ce, mă? Ce faci, mă? Păi, dacă altceva n-am... Păi, ce faci, mă, că n-am înțeles ce ai zis, ce faci? Păi, mă duc cu camionul, trimit droguri, las, mă. Bă, ce-ai trimis, mă? Ia stai că mă duc eu acum la bunică, dar cum adică ce trimis, mă? Mă, ești nesimțit? Hai, gata, hai că nu mă duc, că gata, stai că se supără și pe mine că ți-am făcut ție. Bă, dar Răsele, ai, bă, scauți alt loc de muncă, dar nu știu, dar Răsele, chiar nu te mai primește acolo? Chiar a zis că nu te mai primește? Dacă vrei, hai să mergem cu el să-l convingi tu, hai să mergem. Hai că, nu lasă. Bă, dar Răsele, ai, nu știu, nu cred că mai ai șanse, dar ai, îți cauți alt loc de muncă, ne găsim amândoi și ne facem noi traiul, ne ducem în altă casă, da? Da. Uite că acum se face noapte, hai să mergem să ne culcăm. Te culci, mă, dar Răsele, hai, du-te, pa, dar Răsele, pa, pa. Iartă-mă, dar Răsele, să mă ierți, te rog, să mă ierți, da? Da, bine, te iert. Hai, pa, dar Răsele, noapte. Ce, 100 de lei, mă, pleacă, mă, de aici, mă, dar Răsele. Ce 100 de lei, mă, nesimțitule, mă, ce 100 de lei, mă, ce 100 de lei, ce 100 de lei, mă, 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 ce 100 de lei visez, mă. Gata, hai, du-te la somn, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace, pleacă-mă de aici, nesimțitule. Ce din vina mea, bă, dacă tu vorbeai așa de urât, cum, adică vrei să impresionezi, că nu știu ce, că toate alea, ia pleacă-mă de aici, ești prea nesimțit, dar Răsele, ia, dă-te la o parte. Bă, dar stai, ce am făcut acum? Bă, fantoma... Nu cred că e fantoma lui Darcel. Mamă, sper că e un vis ăsta. Sper că nu, hai că mă duc mai bine la somn și văd ce se întâmplă mâine. Sper că e un vis. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.